Tinerii vor putea să-și cumpere un apartament cu un avans de 10% din valoarea lui, cel puțin asta promite guvernul, care vrea să lanseze programul Prima Casă. Astăzi, proiectul elaborat de cei de la Finanțe a fost publicat pe site-ul Ministerului. Prevederile generale sau esențiale acestui proiect sunt că contribuția inițială a tinerilor este doar de 10%. Potrivit proiectului, o familie care a decis să-și cumpere un apartament de 40.000 de euro ar trebui să aibă în buzunar aproximativ 4.000 de euro. Restul sumei de 36.000 de euro îl va putea împrumuta de la bancă prin programul Prima Casă. Creditele care vor fi garantate de stat vor fi oferite celor care își vor permite să achite ratele la bancă. Împrumutul va putea fi întors în cel mult 25 de ani. Costul maximala locuinței poate fi de 1 milion de lei. Locuința se gajează 50% către bancă și 50% către stat, pentru că statul vine să ofere 50% garanții băncilor pentru creditul acordat. Ministerul Finanțelor susține că cel mai mare avantaj al programului este că tinerii își vor putea procura locuințe cu un avans mic. În plus, și dobânda la bănci ar putea fi cu aproape 2 puncte procentuale mai mică decât cea stabilită în mod obișnuit și ar putea fi în medie de până la 9%. Astăzi, Ministerul Finanțelor a publicat proiectul care urmează să fie dezbătut public. Un program asemănător a fost lansat în 2011-2012 de Primăria Capitalei. Potrivit autorităților locale, peste 500 de familii și-au procurat locuințe cu Prima Casă. Problema a apărut după ce băncile au refuzat să mai finanțeze proiectul.